Top, 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 rușinica! Primul rând, pe la ora 9 ne lămurim ce se întâmplă mai departe cu vremea, pentru că vin actualizările de la meteorologi. Avem foarte multe drumuri întârziate, foarte multe drumuri blocate. Un drum din România care trebuia să ajungă la Arad a întârziat la destinație. Drumul a plecat din București în august 1990 și trebuia să ajungă la Arad prin 1994. Dar se pare că pe drum, ironic nu, a fost furat de hoți. De toți hoții de la guvernare. Astfel, drumul, cunoscut sub numele de autostradă, a fost dar dispărut peste 25 de ani. Avem foarte multe drumuri întârziate. El a mai fost zărit puțin cu coada ochiului pe la Ploiești, Sibiu și Deva. Dar cel poreclit autostradă era în stare destul de proastă, plin de gropi și surpat din loc în loc. Avem foarte multe drumuri întârziate. Cine l-a văzut pe domnul întârziat este rugat să-i transmită că românii nu mai au răbdare. Îl mai așteaptă maxim 500 de ani și se lasă pe gubaș. Departamentul de elită al armatei române. Cel care a scufundat un vas rusesc în luptă, deși nu era luptă, are un nou imn. Un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbândă, vă așteaptă și frații, inima la trecători. Vă așteaptă izbândă, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Nu uitați, transfumanța ucide. Top, 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 rușinic!